Salut! Eu sunt FiboX și ăsta este MPD226 de la Kai Professional. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Akai Professional este o divizie din grupul InMusic. A fost ruptă din compania mamă, Akai, în 1999 și de atunci se ocupă strict de instrumente electronice. Cel mai cunoscut produs Akai este fără îndoială MPC-ul. Nu există producător sau DJ să nu fi auzit de MPC sau să nu fi visat la unul. Pe lângă samplere, drum machine-uri, sintetizatoare, monitoare sau multitrack-uri, Akai Professional are și o serie de controlere și clape MIDI. MPD226 este un controller MIDI din gama de mijloc cu paduri MPC, ecran LED și control extins pentru software DAW. MPD226 are un layout foarte apropiat de un drum machine. De fapt, prima serie MPD a fost derivată din clasicile MPC. Prima secțiune care iese în evidență, poate și datorită iluminării RGB, este aceea de paduri. Sunt paduri de MPC sensibile la presiune, foarte robuste. Deasupra lor avem un ecran LED cu 4 linii de display, iar în dreapta ecranului butoane de navigație și un potențiometru endless de browse. Sub această secțiune minimalistă de navigare avem 4 butoane ce controlează padurile și secțiunea de parametri, dar și meniul de configurare. Mergând puțin mai jos, avem 4 potențiometri endless și 4 fadere pentru modificarea diversilor parametri. Imediat sub ele avem butoane de control al velocității și diviziunilor de timp. În dreapta jos regăsim secțiunea de transport cu 3 butoane, stop, play și rec. Ecranul LED cu 4 linii de display poate reda informații despre preseturi și configurarea butoanelor. Navigarea în meniul de configurare se face cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a ecranului și cu potențiometru endless de browse. De aici putem încărca diferitele mapări și putem modifica valorile MIDI și comportamentul butoanelor. Padurile de tip MPC sunt 16 și sunt dispuse într-un aranjament clasic de 4x4. Ele pot controla până la 64 de sample-uri și note, schimbul se face cu butonul Pad Bank. Padurile au sensibilitate la presiune reglabilă cu butoanele 16 level și full level. 16 level reduce sensibilitatea la jumătate, iar butonul full level o dezactivează total. Cei 4 potențiometri endless și faderele pot controla device-urile în Ableton și volumul canalelor sau alți parametri în celelalte softuri de tip DAW premapate. În MPC Essential sunt configurate să controleze Q-link-urile. Toată secțiunea de parametri poate fi folosită și în instrumentele virtuale din pachet pentru a modifica diversi parametri. Tot ce trebuie să faci este să selectezi maparea potrivită din meniu. Node Repeat este o funcție hardware, așa că o poți folosi în orice software, fie că are sau nu această opțiune. Se poate modifica cu ajutorul butoanelor dedicate împreună cu butonul Time Division. Ca majoritatea device-urilor MIDI, MPD226 este complet configurabil în ceea ce privește semnalul MIDI, așa că poate fi folosit pentru a controla chiar și programe de lumini sau visuals. MPD226 funcționează și cu iPad, folosind bineînțeles un adaptor Camera Kit ce se achiziționează separat. Akai MPD226 se conectează la calculator cu ajutorul mufei USB 2.0 din partea din spate. Mufa este folosită atât pentru transferul datelor, cât și pentru alimentare. MPD226 funcționează și cu iPad. Vei avea nevoie, bineînțeles, de un adaptor Camera Kit și un alimentator de 6V. Ambele se achiziționează separat. Fiindcă este un controller situat în gama mid-level către Pro, vine și cu ceva în plus pe parte de conectivitate, și anume conexiuni MIDI jack de 3.5. Conexiunile MIDI împreună cu accesoriile din pachet și cu un alimentator pot transforma MPD-ul într-un controller pentru echipamentele tale analog. Controllerul vine în pachet cu o licență de Ableton Live Lite, program de tip DAW în care poți înregistra ideile tale muzicale. Ableton Live Lite este o variantă simplificată a lui Ableton Live și îți pune la dispoziție 8 canale audio și MIDI, 8 scene, 2 efecte send return, 12 efecte audio, 8 efecte MIDI și 4 instrumente. În afară de instrumentele și efectele din program, primești și un add-on intitulat Core Library ce conține sute de preseturi, loop-uri, sample-uri și instrumente. Dacă ești un fan MPC, înseamnă că vei fi foarte încântat de licența MPC Essentials oferită împreună cu MPD226.
MPC Essentials este o variantă simplificată a software-ului MPC și te pregătește pentru următorul upgrade. La înregistrarea produsului vei primi și o licență de Sony Vox Big Bang Cinematic Percussion și Big Bang Universal Drums. Două instrumente virtuale pline de kituri de tobe, de la cele mai acustice până la cele mai experimentale. MPD 226 vine în pachet cu un cablu USB 2.0 de 1,5 m, doi adaptori MIDI de la jack 3.5 la MIDI DIN cu 5 pini, manual de utilizare și indicații de descărcare și instalare a softurilor. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Acesta a fost MPD 226 de la Kai Professional. Eu sunt 5OX, over and out!